Este legat de tot mai multe dovezi că forțele ruse care au ocupat zone extinse din sudul și estul Ucrainei sunt implicate în furtul unor cantități impresionante de cereale din silozurile fermierilor locali. O investigație a jurnaliștilor britanici de la BBC, care au pus cap la cap declarațiile păgubiților, imagini din satelit și date din rapoartele serviciilor de informații occidentale, arată amploarea fenomenului, dar și rutele folosite, ne explică Andreea Georgescu. Jurnaliștii de la BBC scriu că au reușit să refacă traseul folosit de ruși pentru transportul grânelor furate din Ucraina pe baza datelor din sistemele de navigație ale unor camioane furate de militarii Kremlinului, tocmai pentru a transporta grânele luate din Ucraina. Așa au descoperit că marfa ajungea din zonele de sud și de est din Ucraina, în peninsula Crimea, mai exact în zona centrală a peninsulei și de aici în Rusia. Din analiza în paralel a imaginilor din satelit surprinse în zona respectivă, în data de 14 iunie, putem observa că sunt mai multe camioane pe un drum situat în apropierea acestor silozuri. Respectivele silozuri se află în apropierea unor căi ferate care, la rândul lor, ar putea fi folosite pentru transportul cerealelor spre Rusia sau spre porturile aflate în zona de sud a peninsulei Crimea. Alte imagini, tot surprinse din satelit, prezintă mai multe coloane, unele lungi de mai mulți kilometri, în care sunt sute de camioane. Despre aceste camioane, BBC scrie că ar fi încărcate cu cereale ucrainene aflate în alte două orașe cheie, aflate sub controlul armatei ruse în prezent. Este vorba despre orașele Konhar și Armiansk. Creșterea traficului terestru dinspre zonele ocupate din Ucraina către peninsula Crimea este un lucru neobișnuit, conform jurnaliștilor britanici, în condițiile în care acest trafic nu a mai existat începând din 2014, atunci când peninsula a fost anexată ilegal de Rusia. Iar peninsula nu este o regiune cunoscută pentru cultivarea și exportul grânelor, așadar este clar că ele sunt aduse din restul țării. Ne uităm la alte imagini surprinse în data de 21 iunie, care prezintă un convoi de camioane aflate în apropierea unui depozit de cereale din orașul Giankoi, situat la rândul său în zona centrală a Crimeei, care are o serie de legături feroviare atât cu zona Sevastopol, cât și cu orașul Kerch. De aici, produsele pot fi transportate mai departe în interiorul Federației Ruse pe această rută, potrivit BBC. Mai mult decât atât, jurnaliștii britanici susțin că au date care arată că din porturile rusești de la Marea Neagră, marfa pleacă de multe ori către Siria. Însă, jurnaliștii spun că navele care folosesc rutele respective, de multe ori folosesc practici maritime înșelătoare, își închid sistemele de navigație ca să nu poată fi urmărite în interiorul Mării Negre sau în timp ce se deplasează în apropiere de peninsula Crimea.